câteodată nu e cum vreau eu. Ești prietenă cu el. o persoane care îl influențau și este influențat și în prezent. Mai ești supărată și azi? Vinovată mă simt că am stat atâta timp și am suferit. Este durerea mea de mamă. Când ai apropiat mai mult de Dumnezeu? Mama era plecată peste hotare. Că timpul ăsta mi l-au luat. Și au cerut scuze de la tine. Sunt lucruri care nu pot să le iert și să trec peste ele. Jumătatea inimii tale acum e dincolo de prut? Da, sunt fericită. Pentru ce îl Știi să mă asculte. Bărbatul învață femeia să fie așa. Da, mi ești! Păi mai uite în pașa porci vârsta ai. La mulți ani, la mulți ani, pentru țară, pentru neam, pentru neamul omenesc pe pământul românesc, mă. Invitata mea de astăzi nu are nevoie de multă descriere, doar numele ei deja rezonează cu tot ce înseamnă muzică, cu tot ce înseamnă feminitate, cu tot ce înseamnă calitate, profesionism. Adriana Ochișanu, acum, la podcastul Sincer cu tine. Salut! Salut, bine v-am găsit! Mulțumesc că ți-ai făcut timp și ai venit! În sfârșit. <laughs> în sfârșit, da. Că nu, nu, a fost cu Doamne ajută. Trebuia de două ori sau de trei ori trebuia să vină în emisiune, dar ba una, balta. Știi când vin toate problemele? La Pentru pachet. Că la pachet, da. Și plus la asta e o perioadă foarte aglomerată. Evenimente, spectacole, drumuri. Dar cum își gestionez timpul? Ești prietenă cu el sau nu cam cum vrei tu? Câteodată nu e cum vreau eu. Nu e cum vreau eu, pentru că atunci când ești un public și ai o obligație, trebuie să-ți o îndeplinești. Și nu poți să duci în eroare pe cei care te așteaptă la un spectacol, la o, o nuntă, la un eveniment. Mai am și eu evenimente când nu pot să ajung. Se mai întâmplă, mai mai trecă mașina, doamne, ferește, mai faci un accident, se întâmplă de toate. În, în viața artistică, orice poate un să public. se întâmple e greu să fii un public sau deja te-ai obișnuit. Câteodată, câteodată, draga mea, să știi că atât de mult îmi doresc să nu fiu cunoscută, să nu mă cunoască lumea, să stau eu acolo, știi, într-un local, într-o într, într cafenea, să-mi savurez cafeaua, să mănânc cu plăcere prăjitura să o clefui așa cum îmi place mie, știi? Sau multe lucruri care Știi, cu jint mă uit când uh, fac nabeta Chișinău uh, uh, și ajung la leușeni, Navama, Leușe, mă uit lumea asta cum stă pe marginea drumului, știi, unde e pădurea aia, știi, pe o parte și pe alta fac frigărui de 1 mai, de 9 mai. Perioada asta frumoasă când nu mai ia în ploare primăvara și înfloresc și înverzește totul. Și stau așa și când trec pe lângă oamenii ăștia care sunt atât de fericiți. Știi, o fericire, poate pentru cineva, este un lucru firesc de a ieși, pur și simplu cu cei dragi, de a mânca niște frigărui, de a savura timpul împreună. Uite, eu, de exemplu, nu prea am timp pentru așa ceva. Pentru mine e un lux. Simplitatea asta Simplitatea. a oamenilor exact. care ies exact. la marginea pădurii, așa este. savorează. Așa este. Uite, asta îmi doresc. Simplitatea asta îmi lipsește. De a mânca chiar de pe bagheta aia, știi? Să stai cu carne aia, așa, care iese din iaburii aia, știi? Și mirosul ăsta. Și să rupe așa cu jind din, din bagheta aia, știi? Da, din șompul, să cum să spune. Da, vrei așa să azi E ca așa, să mănânci, <laughs> dar liberă și în voie. <laughs> Eu dacă am văzut ceva și nu am gustat, uite, stau cu gândul, pot să stau și o săptămână la cei ce nu am gustat, cei ce am vrut foarte tare să mănânc. Și nu mănânc cantități mari, dar măcar să gust. Hai da? să gustăm. Să Pe un pic să tu? gustăm, să ne facem. Băi, dar bine, stați voi aici. Poftă. La podcasturile voastre cu sushi, cu vin, cu. chemați-mă mai des. Cu flori, cu tot. <laughs> cu flori. <laughs> Ei, da, până în alta, până ha, începe. Băi, chiar nu știam, dar pentru tine, niște flori. Uite, florile astea seamănă cu, cu tine, pentru că. Cu și tu ești o floare. Sunt naturale? Sunt sute la sute naturale, bio. Foarte frumoase. Da, și să le pui acolo și până se vor ofili, să-ți aduc aminte de emisiunea noastră și de această frumoasă conversație pe care o să o avem. Mulțumesc! Da, sunt se va simți bogate, așa. prezența mea aici prin aceste flori măcar o săptămână, știi, dacă le pui zahăr. Sigur, Da. da. A, ce sunt frumoase! Parcă totul este organizat aici, vezi? Așa hai, ai. poftă mare! Dă hai. un pic să mâncăm oameni buni și după aceea vorbim mai multe. Luați voi ceva și câți alături de noi. faceți vă un sandwich, faceți vă o cafea, turnați-vă niște vin. Hai, chiar să nu stăm noi numai în două. <laughs> Mulțumesc, Catriana! Atât de bine ai improvizat momentul acesta. Ei, dar numai un două, nu interesant. Nu, nu, nu știu Cei parte. de acasă, hai la masă. Bă poftim! Sănătate! Și de toate, de poftă toate. mare! După sushi se recomandă și un pahar de vin. Chiar te rog. Cu mare drag. Îl gust doar că sunt la volan și conduc. Și nu aș fi vrut să am vreo surpriză. Mamă ce bine miroase. Miroase, miroase bine. Apropo, dar se întâmplă să scapi ușor atunci când ai numele Adriana ochișanu? Sinceră să fiu? Da. da. Întotdeauna mi s-au nimerit oameni foarte drăguți. Care mereu mi am intrat în situație, pentru că noi artiști suntem mereu puși pe fugă, fuga încolo, fuga încoace, să reușim la un eveniment, la un spectacol. Dar acum cu nouăle, noile reguli care s-au impus de către dispeceratul de poliție sau poliția rutier, nu prea ai voi, mai ales când treci cu mașina prin sate, prin punctele De... N-ai voie. Nu ai voie. Mai mai întâmplă că mai bag așa câte o viteză. <laughs> da. Tu ești femeia care iubește viteza. Dacă mergi De la felul volan... meu sunt uh, impulsivă, sunt energică, dar când mi se termină energia asta, știi, sunt foarte extenuată și în momentul ăsta când nu am energia vreau să dorm, vreau să mă odihnesc ca să-mi recapăt înapoi energia asta. Și de aia, fuga încolo, fuga încoace, să reușesc, să ajung la timp. Pentru că atunci, cum am zis ceva mai devreme, atunci când ai obligație și de ai promis, trebuie să fii la timp. Câteodată se întâmplă să mai întârzi. Oamenii se ghicesc după felul cum se comportă și la volan. Da. În momentul în care tu iubești viteza, tu și în viață ești energică. Încerc să le dobândești pe toate. Crezi că ai reușit? Le reușești? Nu. Nu le reușesc întotdeauna. Multe lucruri nu le, reu nu le reușesc. Dacă ar fi nu 24 din 24, dar măcar 48 din 48, da? Le-aș reuși cât de cât. Dar timp ăsta niciodată nu ne ajunge. Suntem mereu în criză, știi, de timp. Nu avem timp să facem niște lucruri. Uh, lucruri banale, lucruri firești, să stăm mai mult cu copiii noștri, să le oferim mai mult timp, să le oferim mai mult timp celor dragi, uh, le oferim celor care nu trebuie câteodată să le oferi timpul tău, pentru că timpul este foarte prețios. Dar uite, câteodată se mai întâmplă că oferi timpul ăsta și altora care nu merită timpul tău. Sau uh, timpul care trebuie să-l petreci cu familia, cu cei dragi, îl petreci cu oamenii care Iubesc creația ta, iubesc ceea ce faci, cântecul, spectacole, nunți, evenimente. Și asta este sursa noastră. Sursa de existență. De existență, da. Cum reziști tu, în general, să faci față la toate provocările vieții? Cum tu rezist? ești chiar ca un zid care Sunt, reușește să facă frumos din orice. Rezist. Puterea lui Dumnezeu. Ce te pentru face că, puternică? Pentru că dacă nu, nu, nu aș crede și nu, Aș crede cu adevărat în bunul Dumnezeu, pentru că tot ce s-a întâmplat în viața mea, vorbesc atunci când au venit momentele cele mai grele în viața mea. Eu le-am trecut cu biserica, cu Dumnezeu. Asta a fost refugiul meu. Vorbeam, uite așa, stăteam și vorbeam cu Dumnezeu. Meditam și vorbeam cu Dumnezeu. Primeai și răspunsul rugăciuni și... Dacă te rogi cu adevărat, sigur că primești răspunsurile înapoi. Doamne, Doamne, are grijă de toată lumea. Când te-ai apropiat mai mult de Dumnezeu? Când l-am pierdut pe tată. La ce vârstă l-ai pierdut pe tată? Aveam aproape 23 de ani. Cristi avea aproape 2 ani Și n-am sunat niciodată când am venit ultima dată la noi. Știi, de fiecare dată îmi aduc aminte și mine să plâng. Știi, parcă a venit să și-a rămas bun. Și Cristi nu se dea jos de la el din prație. Tot îl ținea și vorbea, știm că, că începuse de apea să vorbească. Să dea la el în brațe și de atunci a fost ultima noastră revedere cu tata. Ca peste câteva luni, asta a fost în uh, aprilie-mai și în septembrie să primesc uh, telefon de la un frate de -a lui tata că tata este grav, te rog, fă tot posibil să ajungi măcar să-l prinzi în viață. Unde erai atunci? La Chișinău. Eram la Chișinău și era de, știi, a venit ca un trăsnit Mai ales cum a sunat fratele lui tata Și cum mi-a spus că tata e rău Nu știu dacă o să iasă și Când am ajuns Era secție de reanimare, Și nu l-am mai prins și de atunci da. ai adus-o pe mama la Chișinău sau s-a întâmplat mai mama era plecată peste hotare. Mama era plecată peste hotare. Îți dai seama timpuri care numai eu am trecut cu părinți care au plecat peste hotare să-și facă un rost în viață, să-și poată ridica copiii, pentru că mai aveam o soră mai mică care trebuia crescută, ridicată, cum se zice la noi, și trebuia investiții în studii, și multe altele lucruri necesare pe care fiecare... Așa a fost perioada aia. Eu cred că a doua familie a trecut prin ce a trecut și familia mea. Au plecat peste hotare. Părinții au rămas copii. Da, aici. Și tata tot a fost plecat da. cu mama? Tata a plecat primul și după aia mama a plecat de urma lui. Voi la ce vârstă ați rămas acasă două fete mari? Mm, Sor mea avea vreo 15-14 ani perioada când adolescentină, adolescentină când, da. Tu? Cât aveai? Eu aveam vreo 19, 20. Deja da. erai căsătorită. Eram căsătorită, da. Când părinții mi-au plecat. Deja erai undeva cumva la cuibul tău. Da, da. Da, trebuia... Mai era încă o fată care trebuia și ea pusă la cale. Pusă la cale, da. Tai ai căsătorit de vreme la 18, 17. 17 ani. Da. Și părinții abia după asta s-au dus să mai facă bani și de o altă nuntă. Nu neapărat de o altă nuntă, pentru că sora mea este cu 5 ani mai mică decât mine. Era în perioada aia de 15-14 ani, perioada când Știi, fetele se dezvoltă când mămica trebuie să fie aproape. Dar cam în toate familiile s-a întâmplat ce s-a întâmplat și în familia mea. Au plecat părinții. Dacă nu tata, mama a plecat. Ori în Italia, ori în Spania, ori în Franța, Grecia și așa mai departe. Ca să poată să o pună la cale, să investească în studii. Îți dai seama cum poți să trăiești cu un salariu de profesor. Sau tatăl meu care era croitor. Cum poți să trăiești? Cât ai fost copil, ai purtat hăinuțe uh, cu sute de tata? Ai da. avut? Tata mi-a făcut, țin -mi minte, niște blugi. Atunci uh, era foarte dificitar să găsești uh, prin magazine blugi. Și el mi-a făcut, uh, a găsit el, uh, cum se spunea, e, e blat, știi? <laughs> a făcut rost de niște stofă de blugi mi-a făcut niște blugi. Și buzunarele de la spate, da, mi le-a brodat tot la mașină, știi, cu niște zigzaguri. Și mai apoi a urmat un costum din piele naturală, fustă și cu scurtă, mi-a făcut tata. Și îmi plăcea mie foarte mult ce mă tenta pe mine și îmi plăcea să fac. Atunci când rămâneau bucățile de piele, da, le făceam pătrățele și mă duceam, le uneam la mașina de cusut și îmi făceam genți. Le-am făcut genți și la virișoarele mele din piele, și mie mi-am făcut. <laughs> Ai moștenit de la tata cumva arta cu sutului? Uh, arta cu sutului uh, îi îmi plăcea atunci, știi, când eram copil. Acum, nu știu. Știi ce am moștenit de la el? De a potrivi hainele, de a ieși frumos. Și de la mama am luat lucrul ăsta. De a te îmbrăca frumos. De a te îmbrăca cu gust. Când ieși din casă, trebuie să ieși la patru aci machiat unghiile regulă și la picioare și la mâini și machiaj și tot. Să fii din cutie scoasă, știi? Ca din cutie scoasă, așa mama îmi spunea. Știi, când ești tânăr, nu realizezi. Cât înaintezi în vârstă, îți spuneam ceva mai devreme, încep să gândești altfel și să te uiți altfel la viață și, de fapt, să te pregătești pentru ce e mai rău. Uite, am trecut și fiecare om trece prin astfel de momente în viață când pierde pe cei dragi. Mama, tata, e foarte dureros. Mult mai târziu tu ai scos o piesă dedicată tăticului tău. Da. În rolul căruia este Andrei Poruge. mi dragă de omul ăsta, e ca un tată pentru mine și un respect deosebit pentru familia lui, familie minunată, copii minunați, soție minunată și... Uite, de fiecare dată când îl văd pe domnul Porubin, îl văd pe tata. Și de-aia am insistat ca el să fie protagonistul videoclipului pe care l-am realizat. De am visat a se arătat, textul apropo este uh, a Radmilei Popovici Paraschiv. Ea a făcut acest text. Le am dat doar, știi, câteva trăiri. Niște trăiri și niște... I-am dat, exact da, tine. da și ea mi-a pus gândul meu pe foaie. Și cred -ai că e și foarte perfect. Bine. Da, da. Și după ce am citit textul, n-am spus niciodată, ea zice, ea, vezi că ți-am trimis, -am trimis textul, ți mi minte, am parcat, nu știu, nu mai ți minte, când eram, plângeam. Când am citit textul, zic, măi, nebun, zic, ești, măi, Radmila, măi, zic, mai ai să, să plâng. Cam mai apoi, după ce s-a închegat melodia cu textul, am dus la Edgar Ștefăneț și a făcut o orchestrație minunată și am realizat cu orchestra Fluiraș cu frații Ștefăneț această, această frumoasă melodie. Și după care a, urmas, a, urmas, a urmat și videoclipul care în regia Neli Ștefăneț S-a legat Foarte, lans. foarte, foarte, <laughs> foarte da talentată. A ieșit un produs minunat, de suflet. Vorbeam de suflet. De... Fiecare se regăsește, știi, în, în da, videoclip, seam. în textul acestei melodii. Pentru că fiecare a trecut, trecut prin momentele astea. Ajungem toți odată în această zi. Aici. Vorbeam știi? de Cristi, da. că el a reușit să-și vadă bunicul. Fii în micuț. ce, În ce relație ești acum cu Cristi? Sunt ok. Da. Bine, acasă vorbim, discutăm. Deja este matur. Deja nu pot să vorbesc cu el ca cum aș vorbi cu Miha, da? Pentru că Miha încă e micuță. Vorbesc cu un om matur, cu un prieten. Îi cunosc Este o fată minunată, o fată foarte drăguță. Și niciodată, niciodată nu, mă voi băga sau să intervin în relația lui pentru că el deja este matur și este deja, zic eu, matur să-și ia deciziile în viață singur, știi, ce vrea de la viață. Așa că eu doar am să-l susțin și am să-i fiu alături. Tu, ca mamă, ai reușit să recuperezi timpul pierdut care nu ai fost alături de Cristi? Încerc, pentru că timpul ăsta mi l-au luat. Regretul meu cel mai mare că timpul ăsta mi l-au luat. Nu am avut parte să stau în copilul meu, să savurez momentele astea. Adolescența, să fiu alături de multe, multe realizări. Mai ești supărată și azi? Supărată pe toată situația asta. Nu am mai că sunt supărată. Este durerea mea de mamă. Fiecare, eu sunt sigură că sunt femei care au trecut exact în aceleași momente care le-am trecut și eu. Și mă înțeleg foarte bine. Numai cel care nu a trecut. Eu am trecut. În momente foarte dure din viața mea. Dure, dure chiar. Câteodată mă gândesc cum le-am rezistat. Merg înainte. Te răzbune atunci când te supără cineva? Când îți provoacă cineva durere? Răzbunarea n-aș spune că e răzbunare atunci când. Doar vreau să fiu corectă. Atunci când cineva mă calcă în picioare. Nu vreau să fiu călcat în picioare de acum înainte. Am tăcut foarte mult. Dar deja s-a umplut paharul. Nu mai vreau să mai tacă. Ai avut ocazia și -a plecat să, capul. vorbești cu Nicolae Botgros, cu Cornel eu am și să, să le spui ce te-a dorut până acum. Cum? Păi înainte de a divorța, i-am spus maestrului cum stau lucrurile și el știa foarte bine probleme. Și s-a întors totul împotriva mea. Minciuni, multe, multe lucruri, multe lucruri urâte care nu vreau să le dau acum, știi, frâu discuțiilor și să le discut chiar, știi, îmi fac așa, îmi produc niște stări foarte neplăcute în sufletul meu. După atâta timp nu ați reușit să ameliorați nu. sau să îmblânziți această situație? Cu Cornel, dacă mai discutam acum nu te, ultima perioadă, nu discut cu el. Nici măcar nu ne salutăm. Deși Asta și e. reveniseți o perioadă Știi, nu mă interesează. Prietenie. Nu mă interesează. Fiecare are viața lui. El și o are pe, -ale, pe, -ale, pe, -ale, pe -ale viața lui Eu o am viața mea Și cu asta basta Doar că la mijloc e un copil Care nu vreau să sufere Recent Cornel a jucat și nunta lui Să fie sănătos Nu mă interesează Și nu comentez și nu vreau să comentez Lucruri care nu sunt despre mine Și nu mă interesează În tot cazul îi dorești să fii fericit Normal, fiecare om merită să fie fericit Sigur că doresc toată fericirea să fie fericit nu vreau să discut, că nu mă interesează, nu este despre mine, nu, nu tot ce a fost a rămas în urmă, trecutul nostru. E o pagină, e o care pagină tu care... pur și simplu o treci Așa este. și da. îți înveți lecția de aici. Fiecare care trece prin momente în viață mai puțin plăcute, trebuie să învețe ceva. Tu ce ai ce de aici? Lecția ta care a fost? Să fii mai atentă în viață cu oameni. Și să nu fiu călcată în picioare, de acum încolo. Gata. De fata, acum încolo. Tu crezi că Adriana Ortișanu a fost până la o perioadă fata o care, fată? care a tăcut atâta timp, atunci când este călcată de fiecare dată în picioare și când este vorba de copilul meu, niciodată n-am să tac. De acum încolo. Te simți vinovată în toată povestea asta? Vinovată? Pentru ce? Nu. Vinovată mă simt că am stat atâta timp și am suferit. Timpul meu pierdut. Cei mai frumoși ani. Când ai înțeles că trebuie să fii altfel. Când am spus gata. Până aici o mers soldatul. S-a umplut paharul. S-a umplut paharul, da. Și acel moment, care a fost? Care <coughs> caz, care situație au umplut paharul la tine? Relația toxică, gata, când nu mai funcționează nimic. N-a fost a situația par... anume care. Nu ai zis vreau. Atunci, să... gata. S-a rupt. Situații de toate au fost, tot ce vrea a fost, dar atunci când s au oprut paharul, știi când s-au adunat, s-au adunat, când s-adună multe, multe și gata, nu mai poți uite așa, s-a întâmplat și cu mine, gata am zis, nu și trebuie să știi să spui nu la momentul potrivit important că ai învățat acest nu și te-ai făcut prietenă cu el de la o vreme știi încoace ce, știi ce uh, ce am învățat? Am învățat din toată situația asta de-abia cum am ajuns la concluzia să spun nu gata, nu Ajunge. Basta. Și nu mai e în relația care am avut tu, da? De căsnicii. Dar în multe situații cu oameni. Lumea e foarte rea. Și profitoare. Tu crezi că noi suntem mai buni? Sunt și oameni, să știi că dar sunt foarte puțini oameni. Oameni de omenie. Dar ei sunt. Nu poți pur și simplu să te închizi în cochilia ta și să stai acolo cu lumea. Toată lumea e rea. Nu. Doar că trebuie să fii atent și să spui ce am spus la timp. Atunci când simți, trebuie să spui nu. Ai A, început da. să-ți selectezi prietenii, să selectezi oamenii cu care comunici? Da. Am început deja. Cine sunt prietenii tăi? Cum ar trebui să fie ei? Nu am prieteni mulți, am puțini, dar buni. Dar cea mai bună prietenă este mama. Mama care de fiecare dată mă avertează. Vezi că nu e bine ce faci, vezi că nu e bună prietena care e lângă tine și. Când m-am convins, știi, întotdeauna mama mea a avut dreptate. În toate. La ultimul nostru interviu, discuția care a durat ceva, îmi spuneai de o prietenă care a durat vreo 16-17 ani. O prietenie sinceră mai uh -huh. există și acum? Eu cred în prietenii. Eu cred atunci când prietenia este testată în timp. Da? Când ești prietenă, începând din copilărie, prietenești cu persoana respectivă și până în prezent. Asta este o prietenie adevărată. Da, mai rămas prietenia da, despre care da, vorbeam sigur, atunci. Da, da, da. Pentru că eu nu mi-a cred rămas am, în minte cum Eu nu cred în prieteniile astea care te-ai întâlnit ieri și deja ești prietenă. Nu, nu există așa ceva. Nu există. Se testează totul. Totul se testează în timp. Mămica ta este acum cu fica ta, cu Mihaela. Așa este, este cu ea. Ea își îndeplinește rolul de bunică cu foarte multă sărguință. Când a venit ea la Chișinău? Când ai adus-o aici? Am adus-o cu trei ani și ceva în urmă. Ea a venit, am zis, măi, gata, lasă că nu poți să strângi toți banii de pe lume. Vino acasă. Și cred că majoritatea femeilor care lucrează sau au lucrat peste hotare, toate au îmbătrânit acolo, s-au îmbolnăvit acolo și toate au venit acasă. Pentru ce a fost toată zbuciumarea asta? Și am zis, mama, zic, eu nu vreau, dar Dumnezeu să se întâmple cu ceva cu tine, eu vreau să vii acasă, vreau nepoata ta să te cunoască pentru că Cristin nu am avut acest privilegiu ca mama să mă ajute, să-mi stea alături și să-mi crească nepot, să-mi crească copilul. Și zic, te rog, măcar acum, să vii acasă. Și a venit. Da. A venit acasă și mă ajută. Mă ajută enorm de mult, că mai are timp, mai cheamă sora în Canada, pentru că sora mea este stabilită cu familia ei în Canada, și se mai duce și în Canada, mă ajută pe sora mea, că și aia are doi, țândurei mit, mititei, <laughs> o să și un băiat ca și mine. Sunt, a, parte dreaptă a făcut Dumnezeu. Da, sunt iubirile mele, sunt copiii și copiii mei îi iubesc la fel. Mămica ta a fost mulți ani peste hotare, a muncit pentru Da, voi. 20 și ceva de ani. Da, voi fiind mult. deja mature la casa voastră, ea a continuat să vă parte de grijă. Foarte mult. Mama mea cred că face parte în categoria asta de mame nebune, știi? Mame nebune, în sensul cel mai frumos al cuvântului. Mame dedicate copiilor. Pentru că mama mea, câteodată cu dragoste și cu posesivitatea ei, câteodată mă sufoca, știi, mai Ce mă suni atâta? Ce mă sun ca peste ani să-mi dau seama că mama atât de mult mă iubește? Uite, peste ani, vine să o plâng când spun lucrurile astea. Câteodată noi la tinerețe nu ne dăm seama, știi? de multe lucruri când spui părinților, dar de ce mă sun, dar de ce mă deranjezi atât, da, de ce? Mm. Și uite, mama până în prezent îmi poartă această grijă și mereu la drum când mă duc, ai ajuns, n-ai ajuns, mama, dar am ajuns, mama. Da, când te întorci, da, tot e ok, dar nu doarme, băi, vin acasă de la evenimente, de exemplu, dacă am în România, stă nu ajung acasă, ea nu se culcă, nu doarme, și face griji ca să ajung în siguranță acasă. Chiar și acum? Chiar, chiar și acum. Chiar are acum, grijă de tine. Da. Da. Ai, uite acum, în momentele astea stă cu Miha. Ea o întâlnește la grădini dacă nu reușesc eu. Ea ne întâlnește cu bucate. Știți, atât de mult uh, mi-era dor când mama era peste o dare de aceste momente să mă întâlnească cineva cu mâncare caldă. Să fie casa, știi, uh, să aibă casa căldura aia, știi? Din copilărie, de... din copilărie, când veneam eu de la școală și mama ne întâlnea pe și pe sormea mea cu mâncare gătită, călduț în casă, știi, confort ăsta, confortul copilăriei. Uite, am ajuns să-l trăiesc eu. Da. E atât de minunat. Tu foarte mult ești în România. De fapt, jumătate la jumătate. Și mi când ești aici, da. când ești acolo. Așa este, da. Cum e trecerea la vamă pentru tine? <laughs> în perioada asta estivală, când toată lumea își face timp să ajungă acasă, să-și vadă părinții, era o glomerație, fai, de capul meu. Era infernal la vamă. Săteam câte două, trei ore. Dar eu sunt genul de om, nu place să... Foarte rar când m-am folosit de numele, meu. meu, da, și m-am zvărut frumos, dar mă duceam frumos, drăguț, alături de colegul meu care este sunetistul meu, Marin Hâncu și Marin zice, se ducea pe la oameni, ți-mi minte acum chiar o fază, că noi întârziam și se ducea, vă rog frumos, doamna Adrian Ochișanu, întârzi, vă rog, și oameni, da, vă rog, vă rog, dați-i drum că întârzi la, unul, de nimeni <laughs> și, și uite, au fost, s-au nimerit oameni foarte drăguți și oameni de omenie și cine mă ascultă, și cine ne ascultă acum emisiunea asta, podcastul nostru, vreau să le mulțumesc pentru că mai sunt și oameni, cum am mai spus ceva mai devreme. Sunt și oameni. Oameni printre da. oameni. Da. Chiar m-am dus personal și le-am mulțumit. Și le-ai mai cântat și un cântec? Zic data viitoare vă cânt. <laughs> <laughs> da. Dar nu sunt genul de om care să mă bag de fiecare dată. Eu întotdeauna am stat la coadă, am așteptat rândul ca fiecare cetățean foarte rar. Dacă nu nu mă încadream în timp, deja nu aveam ce să fac, dar. Ai, nu... Mi-e e foarte neplăcut. Eu, de exemplu, mă simt foarte penibil atunci când mă duc să fac gesturi de genul ăsta. Ce-ți oferă ție oamenii dincolo de Prut, oamenii din România acum? Sunt aceiași oameni. E aceeași națiune. Același sânge. Doar o trecere? Doar o trecere pe care, știi, câteodată mă gândesc, Doamne, o să avem vreodată parte de un drum fără vămi și fără controale și... Da, asta este. Dar, știi, oamenii de acolo exact trăiesc ca și noi, exact petrec ca și noi, exact au aceleași tradiții, numai că puțin diferă ca, ca în fiecare ca regiune. Zonă, probabil. Pentru că când te duci la Nordul Republicii, altfel nu înțeles se fac. La Ungheni au trei mese, de exemplu, la de trei ori se așează la masă. Fiecare zonă și are felul său. Jumătatea inimii tale acum e dincolo de prut? E iubirea vieții mele. <laughs> Dar ce contează? Nu contează de unde e. important să fiu eu. Ai reușit să găsești iubirea vieții tale? Dar nu există un pe lumea asta care să nu să nu-și găsească odată și odată. În sfârșit, Adriana, ți-ai găsit omul perfect pentru inima ta. Da. da. Ești fericită? Da. Sunt fericită. Prin ce este diferit el de ceilalți? Prin știi. ce îl simți că îl iubești? Pentru ce îl iubești? Știi să mă asculte. Atunci când am momente mai mai puțin plăcute, știi să-mi dea sfaturi. Îmi place foarte mult să discutăm multe lucruri, știi, să. prostim, știi, ca copii, să glumim, să. uite chestia asta care m-a atras. Și îmi place foarte mult la un bărbat spiritul ăsta, spiritul umorului și gluma și atunci când ești ascultată, când primești această căldură, foarte mult contează pentru o femeie. Ia zi, nu? Ia Eu zi ascult. tu! Eu așa stau cu minte și te ascult și mă bucur foarte pentru mă contează fericirea contează pentru o femeie atunci când este ascultată, când are afecțiunea asta, știi, dragostea asta. Până acum Respectul. era totul altfel. Nu, nu vreau pot să știi nu dacă vreau... este omul potrivit sau nu. Până nu am mers nici în prima, nici între a doua căsnicie. Vă spun, nu Nu vreau să comentez ce a fost, a fost și în prima și în a doua. Eu trăiesc acum cu prezentul. Și viitor există. Trecut nu există. Pentru mine. A rămas Acesta urmă. e cel mai bun. Da. Doar că sunt niște dureri ale mele care nu știu dacă vreodată se vor vindeca. Este din domeniul muzicii? Cumva no. împărțiți aceeași pâine sau este no. total diferit? Nu, nu este total diferit. Este iubirea mea. Și atât, cu asta am terminat subiectul. Dar da, nu ai divulgat, <laughs> nu ai apărut <laughs> în public, Eu nu comentez. Nu comentez. Atât ce vreau să vă zic. Important că. Știi, este, este, este. o vorbă. Iubirea iubește, iubește. plăcere și liniștea. Așa că o păstrezi în tăcere și este. în liniște. Acolo trebuie să fii. Tu trebuie să te simți bine. Și asta e un sanctuar. Este viața ta personală, care nu trebuie nimenea să -ți intre în ea. Și să deschidă ușa. Dacă știi să deschizi și inima mm -hmm. la timp. Așa este. Atunci îi faci loc fericirii. Și cum tu ai reușit să-ți să deschizi inima, Adriana? cum tu ai putut din nou să iubești? Ce trebuie să facă o femeie să se regăsească pe sine? Asta depinde de bărbat. Dacă bărbatul știe să-i ofere această căldură, dragoste, afecțiune, să știe să o asculte atunci când are această necesitate de a discuta, de a vorbi. Pentru că și noi, femeile, avem trăirile noastre. Avem aici niște trăiri și care tot se îngrămădesc acolo tot, câte un pic, câte un pic, deodată vrei să le vorbești. Și multe lucruri care totuși ține de un bărbat adevărat care știe cum să facă o femeie fericită. Prin felul lui de a fi, prin dragostea care îi oferă, prin niște lucruri, poate pentru cineva banale, dar câteodată foarte necesare. Să știe să iubească o femeie, să-i ofere, să fie protectorul ei, ca să stai, știi, după o munte, așa. Să fii protejată. Mică, ca un, mică. un mic. Un mic. Tu să te simți în brațele lui, neajutorată, da? Și protejată în același timp. Uite, așa trebuie să fie un bărbat pentru o femeie. Cum trebuie să fie o femeie pentru un bărbat? O enigmă. De fiecare dată. Pentru că bărbat e vânător. <laughs> știi? Mm, femeia trebuie să știe să țină mereu, să-l țină, știi? Adrenalina asta, să știi să-i o dea de fiecare dată. Să știi că să fie puțin mai jigodie, da? Când să fie mai ginga și toate lucrurile astea, știi? Stimulează într-un fel bărbatul, dacă nu mai într-un fel ești, să satură într-o bună zi. Tu ai învățat să fii așa am, în timp. Bărbatul învață femeia să fie așa. Într-o relație eu vorbesc. Bărbatul este învățătorul. Normal. Femeia ce rol? Și femeia dacă atribuia? știe și, și, știe și simte sufletul lui, de, ea trebuie cumva să mențină acest foc. Este femeia. Eleva. Eleva, da. Tu ești o elevă ascultătoare, cu minte, în banca ei. <laughs> da. Ai trecut prin două divorțuri, dar vreau să te întreb dacă ai reușit să păstrezi o relație de prietenie, cel puțin pentru copiii voștri. Cu a doilea soț. Fostul meu al doilea soț. Bine, fata o ia, se duce o dată în săptămână la bunici, la el acasă. Asta este ce ține de ordinea noastră de zi cu zi. Ea trebuie să știe care bunici, care tată, să nu simtă lucrul ăsta. Da. Să duce tu îi permiți, de la grădiniță. Nu da? ai nicio problemă? Nicio problemă. Nu se împarte timpul, dragostea, ea fiind la vârsta în care nu vreau. banii pot să o măgulească. Nu vreau. Nu vreau să simtă lucrul ăsta. Ce, ce s-a întâmplat cu băiatul meu, nu vreau să simt uh, fata mea. Probabil de aici ofer mai multă libertate. Că dacă n-ai fi simțit gustul acesta amar... Da, nu ai fi oferit posibilitatea lui... Lecții, lecții care le învățăm Și cât te înaintezi în vârstă Cu atât ești mai, mai copt Mai senil La gând La gândire, știi Da, ești conștientă de faptul Că dacă nu ai fi trecut prin asta Nu ai fi realizat Da, normal Conștientizezi în timp Lucrurile și greșelile pe care Nu trebuia să le faci Ți-am zis, trebuie să știi să spui nu la momentul potrivit. De-abia acum am înțeles și am ajuns la această concluzie. Îmi pare rău că n-am făcut-o la timp potrivit atunci când am avut această ocazie. Și nici nu m-a iertat. Sunt lucruri care nu pot să le iert și să trec peste ele. Nu pot. Au fost multe lucruri mi s-au întâmplat și mi-au făcut foarte mult rău, care nu pot să trec, Cei ce țin de copil. Din moment ce răul se face atunci când este vorba despre un copil, aici nu poate fi vorba de nicio iertare. Și nu pot Macar să Măcar și au cerut scuze de la tine? Nu, niciodată cred că nu o să-și ceară scuze. Pentru că ei, în viziunea lor, sunt drepți și sunt corecți. Care a fost cea mai dură replică sau cel mai dureros mesaj care ți l-a spus Cristi? Poate inconștient, el nu și-a dat seama eu Nu vreau să discut lucrurile astea pentru că eu l am dat uitării, o mamă întotdeauna la iard. Pentru că e copilul meu și nu pot să țin în sufletul meu ceea ce mi-a zis Cristi când treceam prin perioada care am trecut-o, pentru că și el la rândul lui nu și-a dat seama, pentru că erau persoane care îl influențau și nu pot să fiu supărată pe el. Și este influențat și în prezent. Acum fiind mare. Și acum fiind mare, da. Ți-a spus el sau tu citești printre rânduri? Eu simt lucrul ăsta. Și ca mamă, ca orice mamă, uite, o să crească în și tăi, băieții tăi și o să vezi că nu o să treacă printr-o perioadă, pentru că sunt perioade sunt perioade de bine, de mai puțin bine și ai să vezi că ai să ierți multe lucruri. Pentru că ești mamă. Mama iartă orice. Când este vorba despre copilul ei, despre puiul ei. Dar îi vorbești? Îi spui ce te doare? Tu ca mamă deschizi aceste paranteze? Sigur că da. Tine. Sigur că da. Avem discuții, discutăm, dar câteodată încerc să nu îi fac și lui durere. nu, nu discut multe lucruri cu el care mă dor. Pentru că nu vreau să-i fac o durere. Dar aveți o comunicare deschisă, da. o comunicare da. sănătoasă despre tot, reușiți să da, să discutăm despre tot de el. Știi, sunt genul de om dacă îmi cere sfatul meu și dacă îmi cere un ajutor, eu sunt alături de el și sunt dispusă să discut. Dar să mă bag eu și să încep o discuție ce ține de viața lui personală sau de cei ce a fost în familia fosta noastră, nu vreau să discut. Câteodată nu vreau să discut. Că unde simt că îi fac, îi fac durere în suflet. Unde și crezi mie și lui. Că, unde crezi că a fost vina ta aici? Vina mea ți-am spus care a fost. Doar am în aceea că ai pierdut timp. Cei mai frumoși ani și timpul meu. Dar nu te simți în niciun fel vinovată în toată povestea asta? Nu neapărat vorbim despre relația cu Cornel, vorbim și despre cea, cealaltă relație cu... Mă simt vinovată că a stat copilul meu într-o relație toxică, ne-a văzut multe lucruri. Și Asta în cazul ce? tatălui Mihaelei, la fel? Nu, Mihaela era micuță, nu -i... am divorțat civilizat. Am văzut că nu merge, nu merge, ce să mai tragem pizica de Nu Pur și simplu nu a ținut mult iubirea. Nu a ținut, iubirea, iubirea. Nu a fost să fie atât nu am mai vrut, pentru că în experiența anterioară n-am vrut Ai simțit, să mai gata, trag iarăși pisica adecuată și să mai dau iarăși din nou în greblă Nu, basta, ți-am spus că la timp potrivit trebuie să știi când să spui nu, gata. Atunci când da, este replica. Ei, două divorțuri, doi copii, a fost și ea undeva vinovată. Da, pentru, ei, la noi știi cum e, lumea e împărțită în două tabere. Știu foarte bine comentarii sunt, au fost, sunt și vor fi. Nu mă interesează. Dar îți asumi și partea ta de vină în tot. Găsești undeva și niște momente vulnerabile care le-ai avut și tu? Sau te crezi corectă în orice? Mai nu există perfecțiune și nu există un perfect pe lumea asta. Fiecare greșim. Dar ți-am spus, atunci când simți că trebuie să faci o schimbare, trebuie să știi la moment potrivit să spui nu, gata, nu trebuie să fii călcat în picioare. Umilințe, bruscări și multe alte lucruri care, în care le trăiesc multe femei, mă, multe, multe femei din Moldova trăiesc în continuare în relații toxice. Da, dar vorbim acum despre momentul că sunt zile când și noi, femeile, Ei, câmpri, străchin, normal, da? că am prins trâni, da? Și noi greșim. Nu am dispoziție că când. Normal că suntem oameni, nu suntem perfecți. Despre asta și vreau să vorbim. Recunoști că sunt momente în care și noi, femeile, greșim și de la da. noi, poate duce cearta. Da, normal, că și noi avem momentele noastre. Sigur, nu sunt, nu există perfecțiuni. Vezi că mă contrazic și mă contrazici acum. când am înțeles. Tu Vorbești Vezi... de viața mea, care am avut-o în prima mea da, familie. Dar ce... despre da. ambele. Dacă cumva da. simți că în toată povestea aceasta ai și tu partea ta de vină. Dacă m-aș mai naște încă o dată, la fel. În emisiunea asta aș spune că absolut deloc nu mă simt cu nimic vinovat, în nimic. Partea mea și mi-o asum și vina mea este că am stat și am suportat atâția ani. Multe lucruri. Atât. Și vina, ți-am spus care. Mi-o asum. Vina mea este că am lăsat copilul meu să stea și să vadă toate lucrurile astea. Și asta mă dor până în prezent. Și orice femeie care a trecut prin momentele care le-am trecut și eu o să mă înțeleagă. Atât. Sunt lucruri care, dacă le-am tăcut și nu le-am spus, acum gata, a murit fata care a tăcut un ani de zile, nu a vorbit. Fiecare lovitură în mine, de acum încolo, are voce. Are voce. Nu mai tace Adriana Arbeșan. nu. Ajunge. Nu mai pot. La fel ca și bărbatul, are opinia ei, și fiecare problemă care apare trebuie discutat. Dacă partenerul nu știe să țină și să ducă o discuție și ajunge la certuri și la scandaluri și la bătăi și multe alte lucruri care în prezența, se întâmplă în prezența unui copil, așa că voi fetelor care ne ascultați acum trebuie să aveți îndrăzneală, trebuie să fiți stăpâni pe viața voastră și să știți ce vreți de la viață. Dar să nu, să nu știe alții ce, ce e bine pentru voi. Și să trăiești viața altcuiva. Asta Dacă e ideea. Cineva sare la bătaie la Adriana, iar ridică mâna înapoi? Da. De ce să mă calce în picioare? Dar da, cu ce ocazie să stau și să suport? Încă n-am fost provocată, încă n-am ajuns la așa faze niciodată să dau eu înapoi. Dar cred că după toate lecțiile astea, care n-aș putea să suport să fiu din nou și iarăși călcat în picioare. Nu. Atunci când pe nedrept mi se aduc niște acuzații. O să vină ridic? cineva acum, în momentul ăsta, și să vină să mă flocăiască aici, la voi, în emisiune. Cum să stai? <laughs> Doamnii știi? <laughs> da. Dar cum să stai, mă zina, naia zi? Tu ai putea să stai. Eu cred că ai dat și tu înapoi. Da, prima penedrept, reacție, da. Pe nedrept să vii să-ți ardă să ard o geantă în cap, de exemplu, îți spun, așa, pe neprins de veste, așa, ca un trăsnic, știi? Așa, la fel, nu există nu există, pentru mine nu mai există. Să stau să suport, să, să de atâta, nu. Am înțeles, am înțeles. De acum col, De acum col. Orice lovitură va avea voce. Muzica ta. Da. Cum te tratează? Muzica este balzamul sufletului meu care îmi tămăduie atunci când am momente de relaxare, gen bucătărie sau când conduc și am drumul lung. Ascult foarte foarte mult îmi place să ascult muzică, de toate genurile. Ascult și clasică. Muzică clasică îmi place foarte mult. Este un fost de radio nu vreau să dau și să fac publicitate. Și de când sunt la volanul mașinii, mă relaxează. Ascult de toate genurile, ascult și sunt la curent cu toate tendințele din domeniul muzical. Da. Și îmi place tot ce e frumos, tot ce îi place auzului. să ascult. Adriana, noi am selectat șase fotografii mm -hmm. în șase ipostaze diferite și vreau să ne oprim acum la ele. <fie> Da, știu ce vrei să-mi arăți. Deja simt și văd. Știi? Alea care le-am făcut la VIP, e... pictorialul ăla cu nu, dezgulită frumos. am selectat frumos. <laughs> <laughs> am selectat șase fotografii da. de pe pagina ta și mi-aș dori să ne oprim câte un pic la ele pentru că fiecare fotografie are o poveste. Vreau să spun ceva. Știi cum? <coughs> Te rog. Tineret are frumusețea ei la noi că lumea nu e pregătită atunci când faci un pectorial frumos dezbrăcat, da? Știi cum lumea te ia de ușoară, da, comportament ușor sau că au fost niște poze minunate. Chiar mă uit de fiecare dată cu mare drag, cu bun simț, cum am dezbrăcat în pielea goală și nu am stat în pielea goală. Foarte frumoase și erotice și artistice. Și lumea la noi eu nu știe să aprecieze. Da, ai fi gata acum pentru un Nu, proiect? acum gata, care, la vârsta mea, nu. Nu. Ce a fost în vârsta ta? Nu-ți iubești vârsta? Fiecare vârstă trebuie să o iubești, dar trebuie să știi. Când? Când și cum. Sunt momente, de exemplu, la, când văd femei îmbrăcate la 50 ceva de ani cu fuste scurte și îmbrăcate de zici că e Barbie, păpușa Barbie care și-o ieșit din minți, știi? Păi mai ai în așa vârstă ai. E foarte penibil când vezi o femeie îmbrăcată în halul ăsta. Așa și eu, la vârsta mea, să încep să fac nu sunt Jennifer Lopez. Aia muncește pentru corpul care l-are. Foarte mult. Am înțeles. <laughs> nu am ales da. din fotografiile dezvolite da. frumos, am ales acele fotografii care să vorbească despre tine. Am ales una, tu da. și natura natura. Ador, ador această perioadă anului. Și, da, asta, despre perioada aceasta în care am văzut foarte multe fotografii. Îmi place tu foarte mult. Tu permanent te strădui să evadezi în munți Îmi place. iarna. Dacă m-a întrebat, întrebat cineva, dacă ai alege unde să te duci, unde te-ai duce? La munte sau la mare? Munte. Și în perioada în perioada iernii cea mai frumoasă perioada atunci când este zăpadă și crestele munților și totul este împodobit și pictat de mărea sa iarnă, atât e de frumos. Îmi place foarte mult. Știi, cetinile încărcate cu multă zăpadă. Foarte să foarte mult să respiri aerul ăsta. Aerul ăsta. Nu știu să schiez. Spre rușinea mea mi-e frică. Am impresia că dacă mă, mă, mă pun pe că am schiat am schiat și am făcut doi pași și am crezut că că s o găin la rotisor, știi? Am făcut, mai n-am făcut un da, o din aia, știi? Și am zis, noi nu, -i, nu -i despre mine. Eu să stau să savurez tot ce se întâmplă, da? Un vin cald, un vin cald, fervinte, un izbar, da? Da. 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 Mai mult pentru emoții te duci iarna pentru, că iar Pentru că iarna îmi dau o stare așa de bine. O stare... Mă regăsesc, parcă aș fi în copilărie. La alea care le aveam, iernile alea, troienile și iernile cu multă zăpadă când ieșeam la săniuși cu copiii, știi? Uite-mă, mă duce în starea asta copilării când eram acolo, la mine acasă, la casa părintească. Ai prins vremurile acestea, cu da. Sania, toți, da. grămadă, Sanie de Sanie, da. om lângă om, da. la vale. Superbă perioadă, cea mai frumoasă perioadă din viața unui om este copilăria. Și o înțelegem da. iar, în timp. O altă fotografie este tu și un cal. Da. În ce relație animalele. ești cu animalele? Ai văzut, nu? Recent. l-am chemat compot. eu, da. da, cu compot Cățelușul care da, a venit da, să da. mă salute. Eu cred că animalele simt oameni Și îmi place foarte mult. Îmi plac animaluțele. Îmi plac și câinii și pisicile. Eu am un pisoi acasă. Un pisoi. Lucas, îi spune. A fost echipa de la ProTV și a făcut un reportaj la mine acasă. Și cer scuze oameni buni, sunt puțin răcită. Al atât, atât, de mult este iubit motanul ăsta, că m mai râde, am mai pupat să-l fund. <laughs> este pupat, răsfățat. Dar mica când vine acasă, primul lucru, știi ce faci? Nu trebuie nici mamă, nici bunic, nici cărți, nimic. Primul lucru, se duce la pisoi. Și am avut noroc de un caracter foarte blând, pentru că pisicele sunt imprevizibile. Și așa când îl scoate la, la hat, știi, când îl... Îl obosește. Îl el bosolește, îl ia în brațe și îl duce, îl pune în căruț pentru păpuși. Îl duce căruț ei să vezi, mor de râs. Este iubit, răsfățat, îmi plac foarte mult animalele. Te-ai gândit Dar animalele care sunt educate, nu pot să înțeleg oamenii care nu știu să, să și educe animalele. Care aduc, de exemplu, în apartament animale, că am acum o problemă cu o vecină deasupra mea. Are șase câini. Și nu sunt educați. Câinele ca și copiii. Trebuie educați. Când să latri, când să culci, când să doarmi, când să mănânci. Și foarte mă contează lucrul ăsta să știi să interacționezi cu animale, să le dai afecțiunea, să îi educi. Altă fotografie este tu cu mama da, la și ziua, fica. Da, trei, la ziua. Generații de da, trei, Generații de, de trei generații de, femei. de femei, de femei. Da, da, da. E bunica, mama și fica. Tu ai născut la 39 de ani? Da. Mămica ta, la ce vârstă te-a născut? La 20 ceva, 27-28 ceva de genul. La 39 de ani, să naște un copil. Cum este? E minunat. E minunat. Cineva îmi spunea, aia că deja, după vârstă, nu știu ce. Eu am săvărat maternitatea cu drag. Foarte mult mi-am dorit-o de Mihaela. Și Dumnezeu te-a binecuvântat cu o da, da, Și cumva am completat golul din sufletul meu. Pentru că Cristi nu era lângă mine. Bine, ai plecat de lângă Cristi, avea deja câțiva anișori. Avea câțiva anișori, dar în perioada aia, știi, nu prea am avut noi o relație așa sănătoasă de mamă și fiu. Abia încoace. Ai reușit să câștigi înapoi? Să-l apropii de inima? Eu, întotdeauna, inima mea de mamă a fost, este și va fi mereu plină de iubire pentru copiii mei. Sunt uh, centrul universului meu, pentru că inima mea e împărțită în două jumătăți și bat la fel. Cât pentru Cristi, așa și pentru Mihaela. Îi Mi iubesc la fel. Au niște calități care îi aseamănă? Vezi în ei niște momente, privire, mm -hmm. zâmbet, ceva asemănător? Asemănător? Știi, eu. poate mai puțin îmi aduc aminte când era Cristi mic, mic. Sunt diferite caractere. Și plus Cristi e băiat și Mihai e fetiță. Fetițele sunt altfel, băieții sunt altfel. Poate. Dar sunt copiii mei și iubesc la nebunie. Și au ceva din tine. Și este sângele meu. Curg, curge sângele ăsta al meu prin venele lor. Ce trăsături ale tale îi vezi? Cu siguranță în Mihaița vezi poate Criste, am ceva al tău. forma ochilor mei și culoarea la ochi. Tot are ochii căprui și forma asta migdalată la ochi, o are și Miha la fel migdale da, cu ochii așa de vulpiță da, <laughs> da, 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 da la Micăița e mai pronunțată e, mai e pronunțat, fetiță da. și da. se vede, se vede foarte bine are ochi albaștri, niște gene lungi și de zici că sunt puse, păr blond că este mai brunețel așa un șaten și cu ochii căprui băiat frumos mama a făcut un băiat frumos. Ei, dacă nu mi laude eu pui, cine să mi-l laude? <laughs> Orice mamă și laudă pui. Da, îți spuneam că da. am vorbit cu Criste și mi-a plăcut bunul simț cu care mi-a răspuns și cea, și-a cerut scuze. Și chiar mi-a plăcut foarte mult abordarea lui. Și tu ai zis că mă bucur. Mă bucur, normal nu că mă bucur. Mă bucur pentru că se simte și mâna mea în educația lui, în comportamentul lui, caracterului. Sângele meu. E și sângele meu. Dar ca temperament, este mai mult Cornel sau mai mult tu? Tu ești mai vulcanică, tu vrei mai mult. Uh, încerci <coughs> de toate. Da. Uite, nu știu, Cristi, e un mixt. Nu pot să spun încă ceva care ar fi numai caracterul meu. E un mixt. Un mixt, Da. fain. <laughs> da. Dacă tot vorbim de mixt. O altă fotografie, tu. Da. Dar, aici este vorba de alimentație. Mm -hmm. Vreau cumva să ne oprim aici. Cu mare drag A fost biscuta. o schimbare în tine în ultima perioadă. Da. Tu singura ai hotărât să da, slăbești, decis, ai decis să... Pentru că mă simțeam foarte rău, aveam tensiune. Totul a pornit de la această tensiune și nu înțelegeam ce mi se întâmplă sau deja cu ani vrei nu vrei, ani și au a lor și când am văzut că pun kilograme și m-am uitat în oglindă, venea să sparg oglinda, nu mă, nu, nu, mă încăp, nu, mă încăpeau hainele și plus îmi dădea deja multe semne sănătatea mea, am zis trebuie să fac ceva, o schimbare neapărat. Pentru că așa nu pot să continui la nesfârșit. Și am început să duc, să țin un regim cu nutriționist, cu suplimente, cu mâncare sănătoasă, cu un regim bine stabilit. Câte kilograme ai dat jos? 16. E posibil. Totul e posibil în viața asta. Orice e posibil, dacă ai dorință și ambiție. Trebuie tare mult să-ți dorești acest lucru. Eu mi-am dorit o schimbare pentru că aveam eu o rochie care ce să spun, m-am răcat în ea, m-am bucat o zdraci, zic, cum dracu, m-am greșat eu un halul ăsta, cum m-am lăsat eu chiar așa. Zic, nu, e un rochea asta trebuie să încap. Nu există. Eu trebuie să încap în rochea asta. Probabil Orice e scump rochea, ce e? nu e văd de scump sau nu e scump, dar eu, uite, mă eu sunt așa o persoană. Zic, dacă îmi place un lucru, eu am multe perechi de pantofi, dar dacă mă simt comod și îmi, îmi plac o pereche de pantofi, eu mai iau un o pereche exact așa. La ceilalți nu. Și îmi ei pentru că îmi plac. Bine. Pentru că îmi plac. Și rochea aia la fel. Îmi plăcea, nu e vorba... E o rochie care poate să-și o cumpere orice femeie. Nu e o rochie scumpă, dar îmi plăcea. Și eu am și acum rochea asta și în cap și încă mai e puțin așa lărguță. Îți permite. Pe da, și mă vreau că ne și <laughs> sunt așa de mândră și de fericită. Și da, am început această schimbare, am început să țin regimul ăsta și mă simt foarte bine. Și multe alte femei care au apelat la ajutorul meu, toate, toate care au uh, urmărit în tocmai și au uh, respectat acest regim, au avut succese. Ai și rezultate și foarte bune asta? și transformări spectaculoase. Și pentru asta am, am timp. Pentru că eu am testat pe mine. Eu am făcut un experiment. Credem, am încercat orice. Și cum la noi, la Hatron, de toate care vrei. Tot ce vrei, am încercat. Dar cel mai bun pentru mine ce a fost, e acest regim care a dat rezultate foarte bune. Și, până mi s-a îmbunătățit starea sănătății mele. Nu mai ai tensiuni. Mm -mm. Și durerile care le aveam. Eu vă la trei zile migrenele erau prezente. Am, am moștenit durerile mele de cap de la mama, mama de la străbunica. Noi suntem generația, generația asta și, și sormea și verișoarele mele toate ne confruntăm cu această problemă, cu migrenele. Noi am moștenit. Și uite, prin tratament, prin mâncarea care o consum, foarte mult contează. Apa, la ce oră trebuie să o beai, și când, și ce cantitate. Și ora trebuie să o respecti. Și ora mâncării trebuie să o respecti. Și cantitatea trebuie să o respecti. Și dacă ai ambiții, forță. Oi, oi, oi. Dar câteodată ne mai scăpăm și noi. Na, suntem oameni. Suntem dar după aia, oameni, da. Dar sigur, mă mai scap, recunosc. Îmi place câteodată să mai iau o ciocolată, să mănânc pasta, nu mănânc două zile. Să stau pe regim. O altă fotografie este tu și Irina Login? O ador. Să știi că ai tare multe fotografii cu foarte mulți este interpreți. Este o legendă vie. Este doamna care atunci când am participat la un concurs aici la Chișinău, în să o odihnească Tudor Colac, era pe atunci directorul casei de creație, ceva de genul nu mai țin sau așa. Și a fost un concurs și am câștigat premiul Irina Lochin un premiu bănesc de la ea. Da. Chiar ea personal a adus. Ea nu mi l-a adus, ea a lăsat acest premiu și eu am câștigat, am fost premiant. Și ca peste ani să o întâlnesc și să o cunosc personal, pentru că este o personalitate, un, un artist de sfârșit, o voce irepetabilă. Eu cred că așa voci se nasc odată la 500 de ani. O voce deosebită. Și alte două femei tu și fica ta. E, Doamne! Da, ea De fiecare în dată că mă uit la poza popular. Asta, <laughs> da, avea, avea vreo șapte sau opt luni aici. Era micuțică. Că la popular. spectacolul meu care l-am avut în luna martie. Ea a fost îmbrăcată în costum popular și a fost și show pe, pe scenă când s-a desfășat Catrința, și toată lumea, să dai seama, un moment foarte amuzant, râdea, dar a fost atât de pot, la moment, știi, acest moment, să zic, din spectacol, când a apărut Miha și când a cântat alături de mine, azi Ziua Mamei Mele, și când a mai căzut și Catrința de pe ea de la atâta cât se dansa și se moțăia așa alături de mine este un copil uh, inteligent este foarte sensibilă. Uh, când vin acasă de fiecare dată, atâta afecțiune uh, îmi transmite copilul ăsta mami te iubesc, mami vin o să-ți arăt mami, ești oposită, mami dacă îmi vii, mami vreau să merg cu tine vreau să cânt cu tine <laughs> da, este un copil minunat ca și Cristi, au fost copiii mei mult doriți. Mi-am dorit foarte mult. Și Cristi și Miha mi-am dorit-o. Ca dorit și Cristi și al treilea copil? La vârsta pregătite? mea, tu te de aici. nu? Gata. Te-ai învățat știu. să spui nu. Nu știu, știi, mai este o vorbă, să nu spun niciodată, niciodată. Nu se știe, dar deja spre 45 când mergi. Nu știu. E complicat, draga mea. Tu ești tinerică, că tu fă copii, că ești frumoasă, ești tânără. Mulțumesc! Despre asta vorbim <laughs> în podcastul 2. Da. Am ales fotografia cu gândul la costumele tale mm -hmm. populare. Mm -hmm. Au un aspect foarte deosebit, foarte multă broderie. Și când am văzut că și fica ta cumva este în aceeași tendință ca și tine, pe ce pui accent atunci când alegi costumul popular? Cum vrei să fie? Un costum popular trebuie să aibă legătură cu cei ce ce cânți, cu o repertoriu care îl aduce în scenă. Pentru că atunci când ești în scenă, 80%, sau chiar 90% din publicul din sală se uită în ce ești îmbrăcată și în ce ești încălțată și abia când termin primul cântec, au înțeles ce ai cântat. E dureros undeva. Ei, mai ales când ești femeie, la un bărbat poate nu, dar la o femeie Imaginea foarte mă contează. Cum o aduci în scenă și în ce vii în fața publicului. De, vorbesc de vestimentații și mai apoi cântecul. Clar că mi-ar -mi fi plăcut mai întâi cântecul și după aia. Dar uh, uite că la noi uh, accentele, accentele se, se pun diferite. Da. Foarte mă contează imaginea. Foarte mă contează în ce este un artist și ce imagine are atunci când cântă în fața publicului. Pentru că ți-am spus că foarte mă contează costumul și legătura dintre costum și repertoriu care îl aduci în scenă. Ce te supără cel mai mult la oameni? La oamenii cu care vorbești? La oamenii cu care interacționezi? Tupeul și obrăznicia. În mai ales că nu ești un public. Toate lucrurile astea să le suport să fii drăguți și să fii drăguț și să răspunți drăguț, să-l pui la punct. Aduni foarte mult feedback și pozitiv și negativ. Normal. Ca orice om public. Nu poți să place la toată lumea. Tu ai imunitate și la imagini și la mesaje negative. Nu dau atenție și nu, le dau importanță. Poți trece peste asta. Mai nu că sunt oameni care... Eu am așa o impresie că sunt oamenii care nu au cu ce să se ocupe care nu știu să aprecieze, care nu știu decât cu răutatea asta, știi? Niște frustrări interioare de ale lor și nerealizarea asta în viață pe care n-au -au, avut-o niciodată și o manifestă prin mesajele astea, hate-ul ăsta, mai nou cum se spune, hate. Așa mi se creează impresia. De ce nu ai renunțat niciodată? La copiii mei. Ei rămân esența și sensul tău. Centrul meu, a universul meu n-aș renunța niciodată. Centrul tău de greutate. Da, pentru că atunci când ai acest echilibru și când sunt alături copiii și știi că sunt bine, sunt sănătoși și lucrurile altfel merg. Știi? Când cele... Doar trăile toate sufletești pe care le am eu în sufletul meu, le pun în cântecele pe care le cânt oamenilor. Sunt toate trăile mele sufletești. Ai anumite frici peste care nu poți trece? Frica pentru ziua de mâine, ce va fi. vezi cu toată situația asta care s-a creat război, pandemie, bă, după aia război și nesiguranța asta și frica asta, ce va fi mâine. Și părinții noștri sunt oameni foarte fericiți. Au trăit la copilării și adolescență liniștită și fericită. Părinții noștri, dar nu și bunicii noștri. Da. Și mi-e frică că copiii noștri nu vor trăi copilăria pe care am avut-o eu fericită. Și de aia mi-e frică pentru ziua de mâine ce va fi mai departe. Fricile. Fricile da. oamenilor. Noi trebuie să le. Dar să știm generală. cum să. Frica. Frici sunt. Multe gânduri astea negre, știi? Asta e, de fapt, frica. Gândurile astea, știi, care vin. Dar ele vin peste tine. Le poți da, controla. Normal, da normal. Dar trebuie să știi să le controlezi pentru că dai, dacă dai fru liber și vin aceste gânduri și dacă nu știi să le controlezi, e raznă. Trebuie să știi să le controlezi. Trebuie să știi cum să ești din orice situație în aceste temeri și frici care le ai. Îți pui anumite limite în viață până aici. Ți-am spus, trebuie să știi să spui nu la momentul potrivit. Tot ajungem mă, la... Tot ajungem acolo, <laughs> uite. Tot ajungem la... Da. Cum, cum ne poartă valul și cum ne poartă viața. Când ești sinceră cu tine, ce îți spui cel mai des? E o întrebare tradițională. Dacă toți suntem podcastul sincer cu tine. Știi, când sunt sincer atunci când mă gândesc, poate nu trebuia să fac lucrul ăsta, poate nu trebuia să vorbesc așa poate nu trebuia, știi, iar și gânduri, știi, niște frică până la urmă, o frică de aia, știi, după aia zic, stai bre, ia stai așa, știi, trebuie să știi cum să vorbești cu interiorul tău, ia stai, dar de ce, mă, de ce ți-e frică, știi, stau așa cu gândurile mele, știi, știi cum ăla, vorbea singur cu căciula lui, care nu era în cuierul, ne lăsat o lăsat-o, știi, păi, era căciula acolo, da, bă, era. Și am pus-o aici, da, ai pus -o. Și cum nu-i căciulat? Nu-i căciulat. Cum nu-i căciulat? Știi, singur vorbea. Uite așa și eu. <laughs> <laughs> da. Ai momente când vorbești cu tine, ești în dialog cu tine, comunici. Ca fiecare om, stau cu gândurile mele și încerc să le, nu știu, materializez pe alocuri, să mi le pun în ordine, în gând îmi fac orice plan de viitor, un program anumit, în gândurile mele așa când stau eu singurică. Dar prieteni cu care să-ți împarți aceste gânduri. Am și prieteni, ți-am spus, sunt puțin, dar buni. Dar spui. Mm, nu, când, țin când tine, simt nu că trebuie să tot. spun, spun lucruri, da. Lucrurile pe care le simt, le spun. Că nu le simt, nu le spun. Da. <laughs> Apropo, ai spus că nu spui. Noi avem tradițional aici o căsuță. Am să rog colegii să mă ajute. Nicu, poți să-mi aduci căsuța? Uite, avem aici o căsuță și este aici o foaie și un pix Așa. și tot te ziceai despre lucruri nevorbite uh -huh. vorbeam chiar recent te rog să ne scrii ceva anonim despre ce nu ai vorbit niciodată nu semnezi Lasă-ne un gând. Despre ce nu ai vorbit? Sau uh, despre provocați? ce... provocați? Oricum nu vom ști că este de la tine. Da. Aici avem foarte multe uh -huh. foi din așa categorie. Scrie-ne ceva. Despre ce crezi că nu e bine să fie pus în discuție ce crezi că trebuie să rămână întotdeauna o enigmă? Eu am să tac și am să o las pe Adriana să scrie. Și să, să nu trag cu ochiul. Așa de repede? Foarte repede. Așa. Mulțumesc. Adrena, tu ai avut foarte multe interviuri, podcasturi. Practic, ești o fată foarte deschisă, o femeie câteodată prea carte, deschisă. Uneori, prea deschisă. prea deschisă, uneori. Despre ce? Sau la ce nu ai răspuns niciodată? La ce nu am răspuns? Sunt lucruri la care tu evit uh, să vorbești. Evit să vorbesc despre viața mea personală. Evit, pentru că ți-am spus, dragostea iubește niște. Dar ai vorbit. Au fost vremuri când păi ai vorbit. au fost vremuri când am vorbit, când mă întreba cum viața de familie, nu știu ce, și prima și în a doua căsnicie. Nu trebuie, nu trebuie să vorbești lucrurile astea. Nu trebuie, părerea mea. Pentru că trăim într-o lume foarte meschină și rea. Și am avut uh, de suferit. De pe urma sincerității mele și poate pe locuri și naiv am fost, vorbind. Pentru că, știi, eu vedeam cu ochelarea aia roz, viața. Credeam că toată lumea e ca mine. Și toată lumea este fericită. Și toată lumea se va bucura dacă eu voi spune. Uite, știi? Nu există așa ceva. Nu există să se bucure cineva de tine niciodată. Ce ai pierdut prin naivitatea și sinceritatea ta? Ce crezi? Că Timpul ți Timpul meu l-am pierdut. Pentru oameni care nu au meritat. Timpul meu timpul rămâne cel mai prețios. Așa este. Timpul este foarte prețios. El trece atât de repede ca și o oră cât ai zis. N-ai simțit nici tu, nici eu cum a trecut o oră și ceva. Da? În podcastul nostru. Uite așa trece timpul. Dar atunci când știi să gestionezi corect timpul și să-l oferi oamenilor care cu adevărat merită, dar cine sunt oamenii care merită? Oamenii dragi sufletului tău. Mama, sora, copii și unul, doi prieteni. Atât. Despre ce ai fi vrut să te întreb în acest podcast și eu nu te-am întrebat? Despre spectacolul meu. Nu m-ai întrebat. <gânghe> Din martie. Din martie, da. Chiar dacă a trecut, el rămâne totuși prezent și viitor Știi, pentru tine. Dar în, toate, în toate, uite ce am... Uh nu știu, am sesizat și am observat în multe podcasturi, în moment ce o persoană publică a nimerit într-un scandal mediatizat, cum a fost mediatizat divorțul meu cu Cornea Bucros. Mereu pun întrebări, știi? Da, cum a fost? Da, da, cum? Da, ce s-a întâmplat acum? Da, de ce ai vorbit așa sau nu știu ce? Niciodată nu se pune accent pe, uh, nu știu, pe ce ce faci tu, pe Jobul creație, tău, creație, ia. ce ai scos nou, ce ai, ce ai mai vrea să faci? Ce colaborări ai făcut, vrei să faci cu cine, știi? Mai mult la noi și se cumpără toate lucrurile astea, bârfa, minciuna, ăla cu ăla trăiește, aia cu aia cu ăla s-a dus, știi? Lucrurile Asta astea prinde. se vând și astea prinde, da. prostia prinde. Ca și, și lumele, dacă ai să faci da. o piesă fai verde 5 chipieri? Da. Și lumea iubește mă, iubește, înțelegi că dacă nu ar iubi prostia și nu uh, ar da curs, pentru că de fapt oamenii au pus pe pedestal cancanurile, tot cancanurile și tot, așa este, noi suntem de vină, da. Și dacă să vorbim despre spectacolul tău, a, care a durat două zile, <laughs> da, da, chiar ar fi frumos și apropo am să te rog să încheiem și copie să nu te relaxa, da. <laughs> da. a durat două zile cu sălile pline, ziceai că urma și a treia zi de concert, trebuiau uh, trei zile de spectacol, trebuia să, să aibă loc și al la spectacol? Dar războiul ne-a ne dat peste cap, pentru că mai multe jumătate din, din sală pentru a treilea spectacol a fost vândut și când s-a anunțat războiul în Ucraina, lumea panicată a început să dea biletele înapoi. Tu întotdeauna ai fost prinsă în ceva cu spectacolul Păi, da, nu știu, permanent, fost... niciodată, mai, numai istoria am avut. Spectacolul ăsta am așteptat doi ani de zile. Și de fiecare dată se întâmpla ceva. Exact. Și în 2020 trebuie să aibă loc acest spectacol și am așteptat 2 ani de zile. 2 ani de zile ca să realizăm acest spectacol. S-a muncit foarte mult. Împlinirea ta în acest spectacol, care a fost? Împlinirea mea a fost atunci când am văzut două zile, două zile de spectacol cu săli arhipline. Sold out. Asta este cea mai mare realizare pentru un artist. Când lumea vine la spectacolul tău cu drag, când Rumași. ești aplaudat, când lumea îți cântă cântecele în spectacol, împreună cu publicul. Care a fost piesa cu care ai încheiat programul? La mulți ani. La boieri și la dușmani. <laughs> da, cu asta am, am finisat. La, la mulți ani. La mulți ani. <laughs> Eu îți mulțumesc la mulți și ani dacă... Da, hai așa, hai să încheiem. Știi când, am, când veneam aici la tine, mă gândeam, zic, iarăși încep întrebările ale provocatoare, despre viața mea uh, anterioară, despre multe lucruri care nu vreau să le discut, despre viața mea personală, dar să știi că m-am simțit foarte bine aici. Mulțumesc! Pentru tine contează A chiar a fost sala post... sold out, pentru da. mine contează, iată, acest feedback. Ca... Da, da. A fost cu... O... Hai să zicem o emisiune. Cum ai zis că se numește? Podcast? Podcast. <laughs> deci, dar zic cum vrei. Eu cu englezismele astea, știi, eu dacă am învățat mai franceza la zic școală... Zic cum vrei. E misiune dacă simți. Ei, hai să fie podcast. Un podcast cu bun simț. Cu bun simț. Pe păi, bune chiar. Chiar mă simțit extraordinar de bine. Și... Voi veni cu mare drag și data viitoare aici să vorbesc despre realizări care urmează să le fac da, următorul vis la care lucrezi? Un proiect care lucrez acum la el. Are nume? Până în alta nu. O să vedem despre ce este vorba într-o jumătate de lună. Am să fac un anunț. pe Urmărim pagina ta. Pagina mea oficială, da. Și sper să fie într-un ceas bun. Doamne ajută și sunt genul de om care mereu mi-a plăcut să încerc multe genuri de muzică, să aduc în fața publicului ceva care nu a mai fost, chiar și spectacolul care l-am realizat, a fost ceva deosebit, mai netradițional de ceea ce a fost până acum în scenă, pentru că am avut foarte multe replici și mi s-au spus multe lucruri, că de ce ai adus clejanii? Țiganii ăștia, ce ai adus tu în scenă? Da. Dar a avut un impact foarte mare. Pentru că am ținut neapărat să vină ei, pentru că i ador ce ce fac ei și creația lor și tot ce fac în scenă, nu mai toți, toți care Contează au fost ta. Da, care au fost implicați în acest spectacol, pentru că a fost o echipă, noi am lucrat într o echipă. Toți toți care au participat, începând de la regie, sunet, orchestrele, invitații din România, eu am făcut o echipă, toți. Și s-a meritat. Și pentru asta îi mulțumesc bunului Dumnezeu că a îngăduit ca acest spectacol să fie realizat. Să se final. întâmple. Și eu îi mulțumesc bunului Dumnezeu că în sfârșit tu ai venit. Și în acest mulțumesc bunului Dumnezeu, Dumnezeu. Ia uite-o. Ia uite-o, mă. În sfârșit. Și Oameni am găsit bun. locul. Unde vine Adriana Ochișanu și muștile se, se neagă. <laughs> muscă beată. Da. 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 Uite, hai să încheiem da, nu, Dar nu, fii atent, da, podcastul ăsta îl încheiem, dar uite ce frumos să-l încheiem. un final foarte... Da. da. <laughs> Am vrut să iau și o gură divin și să o băgam musca asta. Acum facem. Da. Facem o altă trecere. <laughs> Cum piesa la finalul concertului? La mulți ani, la mulți ani la Hai boieri să cântăm. și la țărani. Hai să cântăm și La șanță. mulți ani, la mulți ani, la boieri și la țărani, la bogat și la sărmani, la prieteni și dușmani, mă. La mulți ani, la mulți ani, pentru țară, pentru neam, pentru neamul omenesc pe pământul românesc, mă. La mulți ani. La mulți ani. Mulțumesc, Adriana. Mersi din tot sufletul. Și eu îți mulțumesc. Acum poftă mare.